Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog aici la Crisby Around the World. Însă astăzi nu este despre mine, ci este despre toți brașovenii. Pentru că după mulți ani de așteptare, aeroportul internațional Brașov este pe cale să se deschidă. Așa că astăzi vom merge chiar acolo. Momentan suntem în orașul Brașov. Am introdus pe Waze destinația noastră, adică aeroport internațional Brașov. Și mi-arată că vom face doar 8 minute. Este ceva unic să știm că de acum încolo brașovenii nu vor mai face 3 ore până la aeroport, ci doar câteva minute. Fără să mă lungesc, haideți să mergem! Aeroportul devine un punct important pe harta țării noastre, atât pentru brașoveni, cât și pentru tot restul țării. Oferă conexiuni rapide și destinații multe pentru pasageri, asigură o creștere economică în orașul Brașov, dar și dezvoltă turismul. Fără alte adăugări, vă prezint Aeroportul Internațional Brașov. Oficial, dorința tuturor brașovenilor a devenit în sfârșit realitate. Iată că astăzi mă aflu în fața aeroportului internațional, localizat la 12 km față de orașul Brașov. Construcțiile acestui aeroport au început în anul 2014 și este primul aeroport care s-a construit de la zero în ultimii 50 de ani în România. Dar acum, haideți să mergem înăuntru. Cum intrăm în terminal, suntem întâmpinați de zona de check-in, alături de plecările interne și plecările VIP. Haideți să intrăm înăuntru să vă arăt cum arată acestea. În partea dreaptă se află plecările interne. După ce am trecut de zona de control, am ajuns în această sală, în care putem zbura doar în interiorul țării noastre. După cum se vede și pe tabel, apare zborul cu Blue Air către Bacău. Tot ce rămâne de făcut este să luăm loc, să ne relaxăm și să așteptăm să plecăm spre următoarea noastră destinație. Acum că am văzut zona plecărilor interne, pentru cei care își doresc să călătorească în jurul lumii, la etaj este zona plecărilor internaționale, alături de restaurant și bar. Haideți să mergem! Înainte să ajungem la zona de așteptare, trebuie să trecem înainte de toate printr-un punct de control. Aici ne vom așeza bagajele de mână și vom trece prin această poartă. Pentru că este vorba despre zboruri internaționale, va trebui să ne controlăm și pașapoartele. Așa că în spatele meu este zona în care va sta poliția de frontieră. Este locul în care ne vom arăta documentele, pașaportul sau buletinul pentru a putea merge în destinația următoare.
Punctul care face ca acest aeroport să fie unicat atât în România cât și în Europa este turnul de control. Acesta oferă o metodă inovatoare de control aerian folosită pentru prima dată în Europa de Sud-Est. Acesta are posibilitatea de a analiza imaginea și de a aplica filtre care sunt necesare în condiții meteo nefavorabile, dar mai ales în momentul răsăritului de soare. Turnul de control este dotat cu camere infraroșu, sistem de curățare cu aer comprimat și camere mobile cu sistem track and trace. Iar partea interesantă vine doar acum. Fiind un turn virtual, acesta nici măcar nu are nevoie de personal, pentru că traficul aerian va fi dirijat de la 330 de km distanță, chiar din Arad. Pista aeroportului are o lungime de 2820 de metri și o lățime de 45 de metri, iar pe aceasta poate ateriza orice tip de avion, cu excepția Airbus A380, care are nevoie de o pistă mai lungă de aterizare. Încheiem vlogul chiar de pe pista aeroportului internațional Brașov. Este locul în care vor ateriza și vor decola avioanele atât către cursele interne, dar și către destinațiile internaționale. După cum am spus și la începutul vlogului, aeroportul este pe cale să se deschidă. Pe 15 iunie va fi marea inaugurare, iar pe 16 vor decola primele zboruri. Însă, înainte de toate, aveți șansa și voi să-l vedeți cu ochii voștri. Pe data de 10 și 11 iunie vor fi zilele porților deschise. Este momentul în care vor exista tururi interne în care puteți să vizitați aeroportul, dar acesta vă așteaptă și cu show-uri aeronautice, concerte cu artiști naționali și internaționali și multă voie bună. Așa că acesta este doar începutul multor aventuri care ne așteaptă. Este o comoară a Brașovului și sunt onorat că am fost astăzi în fața voastră și am putut să îl prezint. De-abia aștept să ne vedem pe 10 și 11 iunie să ne bucurăm împreună de el.